Numele meu este Elena Ramonu Păturacă și astăzi vreau să răspund la o întrebare care îmi este adresată frecvent: ce înseamnă testul copacului? De ce vreau să-l fac sau de ce este necesar ca acest test să-i se facă unei persoane? Testul copacului în psihologie este cunoscut ca testul arborelui. Din liceul pedagogic am citit foarte multe cărți de psihologie ca să aprofundez partea de cunoaștere umană, cel mai mult în timpul facultăților, dar mai ales în perioada în care am lucrat în învățământ, în Anglia. Am emoții pentru că vorbesc singură în prezența celor care se vor uita și este mult mai confortabil pentru mine când mi se adresează întrebări. Așa că îmi dau voie să am emoții, să fiu un pic vulnerabilă, asta nu înseamnă neapărat că este rău. În timpul când am lucrat în Anglia, mi-a fost foarte, foarte greu, pe de o parte, să cunosc mentalitatea engleză, mentalitatea copiilor, o parte fiind născuți în Anglia, o parte fiind aduși din România și vreau cumva ca metodele pe care le predau să fie bineînțelese. Dacă copilul nu este bine emoțional, dar și mental, procesul de învățământ nu este un proces cu rezultate, ca să spun așa. Și atunci mi-am aplicat acest dar, pe care pot să spun că este un dar, pentru că nu merg pe linia de descriere a testului copac din psihologie. Și când vedeam un copil foarte supărat, foarte stresat, mai ales dacă era nou în școală, îl rugam să îmi deseneze doi copăcei. El era foarte entuziasmat, sau ea, fetița, și desenau, pentru că prin desen copilul se exprimă și știm cât de important este rolul desenului în viața noastră și mai ales rolul culorilor. Și atunci eu începeam să le spun într-un mod foarte plăcut lor și pe înțelesul lor, că nu se simt bine. Vedeam multe aspecte. Nu vorbesc despre descrierea copacilor, despre ceea ce are persoana nevoie să facă în acest copac, pentru că voi influența. Ceea ce vreau să spun este că prin testul copacului vedeam la acești copii starea lor mentală, starea lor emoțională, traumele, dacă existau traume, și relația lor cu mama, relația lor cu tata. Cam mai târziu să-mi dau seama că tot ce vedeam eu în acești copăcei era normal, validat de fiecare copil în parte. Am lucrat și cu adulți, dar vreau acum să vorbesc mai ales despre copii, pentru că ei au nevoie. Au nevoie să se exprime și subconștientul lor are nevoie să fie cumva auzit și văzut prin desen. Asta face testul copacului. Scoate la suprafață ce nu este bine acum în subconștient, în viața persoanei, a copilului, a adolescentului, a adultului și eu le văd, le discut cu părintele și pe urmă mergem mai departe în acest proces ca fiecare să fie bine, atât copilul cât și părintele, atât adultul dacă este într-o relație cu celălalt adult. Revenind la copii, eram surprinsă când copiii îmi spuneau: Miss Elena, așa îmi spuneau în Anglia, ești în mintea mea, mi-ai citit toate gândurile. Pentru mine era surprinzător, cum pot eu să citesc gândurile unui copil? Și am spus, eu nu sunt în mintea ta, tu mi-ai oferit informația prin desenul tău. Unii plângeau, unii se bucurau că i-am descoperit și chiar mă rugau să vorbesc cu părinții. Aici era partea cumva cea mai dificilă, pentru că mulți părinți nu vreau să accepte ceea ce vedeam eu în copaci și, de fapt, ceea ce copilul lor exprima. Dar cu multă răbdare și cu confirmarea din partea copilului, părintele a înțeles și unii au lucrat continuare cu copiilor, alții nu. Și vedeam asta la școală. După o discuție cu mine, copilul era mult mai bine și cu părintele normal. Erau mai fericiți, erau mai deschiși să vorbească, pentru că tendința copiilor în ziua de astăzi este de a fi introvertiți.
Ei sunt introvertiți. Stau foarte mult în mediul online. Acum să fim serioși, câte persoane mai vorbesc? Sunt, nu vreau să generalizez, dar cât la sută din populația lumii, dintre părinți, au discuții de suflet cu copiilor? Totul e o grabă. La școală, profesorii, într-o luptă continuă cu timpul, să facem tot cât mai multă materie și vezi când intri într-o clasă, copilul cu cap pe bancă, copilul plângând, diferite reacții, diferite gesturi prin care îi spun ceva. Vreau acum să vă dau un exemplu și mi-a părut cumva rău pentru că nu am crezut-o pe acea fetiță. Era o fetiță de 4 ani jumătate, a venit la școală și nu știa limba engleză. Colega mea, profesoara ei, mi-a spus: Elena nu se simte bine, mi-a spus că i-a fost rău și că a vomitat acasă. Sună părinți. Am sunat-o pe mamă și am întrebat: nu vă supărați, i-a fost rău de dimineață, a vomitat? Și mi-a zis: nu, nu, nu i-a fost rău, nu a vomitat, a spus că doar un pic burtica, dar nu i-a fost foarte rău. Asta mi-a spus mama. M-am dus la fetiță, nu știa limba română foarte, foarte bine și nu știa nici limba engleză. Și s-a uitat la mine și am zis: mama mi-a spus că nu ți-a fost rău. Și ea se uita în ochii mei și nu înțelegeam ce vrea să spună. Au luat-o, au dus-o într-un loc, era întâlnirea de dimineață și fetița atunci a vomitat. Atunci era rău, ei era rău în momentul ăla și nu s-a putut exprima. M-am dus la ea, eu am luat-o de mână, am dus-o la baie și am zis că îmi pare rău că n-am înțeles-o. Nu i-am înțeles atunci starea. S-a uitat la mine și nu a zis absolut nimic. Plâng pentru că am văzut în școală mulți copii care nu erau înțeleși. Mulți copii care, cărora li se spunea: te prefaci că ți este rău. Și copilul venea la mine și îmi spunea: îmi este rău cu adevărat, chiar nu știu ce să fac. În primul rând, nu le plăcea la școală. Și când nu-ți place să mergi într-un loc, nu ai cum fizic, mental să fii bine. Din propria experiență spun la fel, când nu mi-a mai plăcut în școala în care am lucrat, corpul meu reacționa. Și atunci mi-am dat seama că e timpul să mă opresc și mi-am dat demisia. E, acum să ne gândim la un copil care merge într-un loc în care nu se simte bine. Cum se simte? Și copilul nu joacă teatru. De asta am pus fiecare copil să se exprime ca să-l înțeleg, ca să-l văd. Pentru că eu, ca și cadru didactic, în primul rând, acum fac terapii. Îmi place să spun că lucrez și fac anumite procese holistice, da? Terapie parcă e un pic prea mult, cu toate că facem terapie unii cu ceilalți în fiecare zi, când vorbim, când ne ascultăm, când ne dăm sfaturi, totul este terapie până la urmă. Dar mie îmi place să cred despre mine că am discuții cu persoanele care vin către mine și le fac să înțeleagă unde nu sunt bine, iar ei lucrează și sunt bine. De asta eu aș recomanda părinților să își vadă foarte bine copiii, să îi lase să se exprime, fără a-i forța, să facă cu cineva potrivit sau cu cei care mai fac testul copacului, pentru că este un prim pas în autocunoașterea personală și în cunoașterea copilului sau celui de lângă tine. Testul copacului nu l-am aplicat numai copiilor în școli, l-am aplicat adolescenților cu care nu lucram și chiar am vrut să fac mult voluntariat, l-am aplicat colegilor mele de la școală și au fost surprinse de ceea ce am văzut și și-au schimbat viața. Am aplicat celor cu care au venit să lucreze cu mine, pentru că dacă cineva vine ca eu să-i fac, sunt facilitator al muză, constelații familiale cu obiecte. Persoana nu e pregătită mental să afle niște informații, nu e pregătită sufletește, poate este într-o stare de depresie și eu îi vorbesc și vorbesc și explic și pentru ea este foarte greu. Atunci eu trebuie să o iau metodic. În viață eu am învățat să merg metodic, să ard fiecare etapă. Și atunci e exact ca procesul vieții. Ne naștem, trecem prin vârstele copilăriei, ajungem la adolescență, unii da, ne maturizăm mai repede, unii copii care trec prin probleme,
Astea sunt experiențele fiecăruia. Dar eu, ca și cadru didactic, îmi place să folosesc metode în cunoașterea persoanelor cu care eu interacționez. E cel mai important lucru pe care eu pot să-l fac. Și atunci, dacă persoana nu este pregătită, eu îi spun că nu sunt potrivită pentru ea să lucrez în continuare sau ea nu-i potrivită să treacă la o altă etapă. Nu sunt o persoană dură, dar sunt cumva strictă pentru că observ că în ziua de astăzi suntem și ne aruncăm în niște, suntem împinși de la spate și cumva ne aruncăm în niște avalanșe cărora nu le putem face față. Suntem plini de emoții, suntem plini de gânduri, de frustrări, avem furie în noi pentru că ceva nu merge în viața noastră sau în societate, fiecare le știe mai bine și atunci vrem să le rezolvăm. Eu, ca și facilitator acestor terapii holistice, eu nu grăbesc procesul. Și nu pot să spun că eu sunt 100% bine. În fiecare zi vreau să fiu din ce în ce mai bine. Sunt bine cu mine, am învățat asta. Am învățat în 30 ceva de ani, aproape 40, de când eram mică, mi-am dat voie să fiu. Copilul nu știe cine este. Și tot timpul, atunci când fac testul copacilor, întreb persoana, spune-mi cine ești tu. Și nu se vede. De ce se fac doi copaci? De ce toate amănuntele și cum le văd? Explic fiecarei persoane în parte. Mie mi se pare fascinant când eu stau de vorbă cu un copil de 6, de 7, de 8 ani, singur, și vorbesc cu el ca unui adult, ca apoi înregistrarea să o dau mamei, să o asculte, cum copilul se deschide. Și copiii de obicei nu mă cunosc. Vin la sugestia sau la recomandarea mamei și lucrează cu mine. Vrei să vorbești cu doamna respectivă? Copilul vorbește. Ne cunoaștem înainte, e un întreg proces până să ajung să facem copăcei față în față. Copilul, dacă rezonează cu mine sau adolescentul, chiar și adultul, că degeaba vine o persoană și vrea să lucreze cu mine, dacă el nu rezonează cu gândirea mea, cu modul meu de a fi, cu valorile mele. Îi dau informația, eu învăț de treaba mea, persoana respectivă îl vede de treaba ei și nu mi se pare iarăși ok. Pentru că, dincolo de luăm niște bani, facem un anumit serviciu, suntem plătit, pe mine mă interesează rezultatele. Și la școală eram plătită de școală. Dar ceea ce făceam eu extra să cunosc copiii nu interesa pe nimeni. Eu făceam spre binele copiilor. Și nu o spun și nu vreau să fie luată ca pe laudă. Făcea parte din acel proces și face parte din acest proces al evoluției noastre. Am crescut foarte mult ca și persoană lângă acești copii, pentru că atunci am lăsat copilul din mine să iasă la suprafață, să se joace cu ceilalți copii, să fie în armonie. Nu am țipat la copii niciodată, oricât de nervoasă, numai că nu am învățat să nu mă mai enervez și asta este un atu pentru mine. Oricât de grea era situația și colegii mei erau agitați, luam copilul deoparte și știți de ce avea nevoie? De o îmbrățișare, de o mângâiere pe cap. Ai greșit? Înveți din asta? Spune-mi de ce ai făcut-o? Nu știa. De multe ori copilul nu știa ce se întâmplă cu el, de ce făcea, a cui era gesturile. Nu știu, l-am făcut. Era al meu. Dar de ce l-am făcut? Erau și ei uimiți. Și atunci ne întrebăm și cei care știu mergem mai departe. De ce copiii au anumite comportamente? Se nasc din părinți buni, părinți cu minți și totuși copilul este agresiv. Aici deja e o altă discuție. Eu nu sunt părinte, dar cred cu tărie că instinctul matern și patern este în fiecare ființă. De genul feminin, de genul masculin. Depinde de fiecare cum se formează și cât de tare îl dă voie ca acest sentiment să iasă la suprafață. Am fost surprinsă când mulți copii de la școală doreau ca eu să fiu mama lor și nu mi se părea normal, pentru că mamele, o parte dintre mame de la școală, dacă nu cumva chiar toate, n-am lucrat cu toți copiii, îmi spuneau că mamele nu se mai joacă. Și eu mă jucam și vroiau
ca să le fiu mamă. La școală pot fi mama voastră, dar voi aveți mamele voastre. Dar mamele sunt ocupate. Și asta nu înseamnă că nu vă iubesc. Fiecărui copil e necesar să-i explicăm ceea ce face adultul acasă. Eu nu știam cum se comportă părinții copiilor, dar atunci când le făceam testul pentru prima oară, vedeam unde erau abuzați. Am văzut în copac abuz sexual. Am văzut în copac mame care au exprimat cumva gestul de homosexualitate, frica a copilului să nu ajungă. Descopeream în copacii cu care intram în contact multe traume și drame, că s-au amestecat cele două cuvinte, pe care nu mi le-aș fi imaginat niciodată. Și atunci, cumva, persoana se lasă descoperită, pătrund într-o lume secretă. Eu nu spun de exact despre ce e vorba, scriu, a fost un abuz la nivel, nu știu, fizic, abuz sexual, întreb adultul. Cine se rușinează, nu-mi spune. Dar de obicei reușesc ca persoanele să se deschidă. Și atunci procesul lor de conștientizare este și mai mare și începe și procesul de vindecare. Eu nu intru în viețile oamenilor și în poveștile lor. Eu nu întreb copiii cum se comportă părinții cu ei acasă. Ei intru în stări și le văd nerăbdarea, agitația, repet, furia, toate stările. Nu-i rog să-mi povestească, pentru că știu că fiecare familie are dreptul la viața normală, privată și nu apăs niciun buton. Discut cu părintele dacă este deschis sau dacă adultul nu e pregătit să-mi spună, las să asimileze informația și discutăm în procesul următor a întâlnirii noastre sau întâlnirea noastră a luat sfârșit aici. Repet, cred că acest test ar trebui să fac cumva un curs, dar nu știu cum poți să predai un astfel de curs, pentru că eu pun informații în mai multe domenii din care am citit în ultimii 15-20 de ani. Și atunci nu pot să predau un astfel de curs unor persoane ca să se ducă mai departe. Dar atenția noastră, atenția, și dacă se duce către persoana din fața noastră și le observăm, devenim observatori, obiectivi, nu subiectivi, putem vedea și cu ochiul liber de ce nevoie are cel de lângă noi, care sunt nevoile copiilor, care sunt supărările lor, îngrijorările, fricile, totul putem vedea. Dacă aprofundăm și printr-un desen, și orice tip de desen, până la urmă, vedem de ce folosește culoare, de ce folosește altă culoare, iarăși, cum e starea lui interioară. Dar pe lângă toate aceste desene, copacii au o putere aparte. În ei vedem mai mult decât vedem cu ochiul liber. Și mie asta mi se pare fantastic. Și mie asta mi se pare pentru mine chiar un dar și o binecuvântare că am putut, observându-mă pe mine, să îi descopăr și pe ceilalți. Nu e ușor câteodată să vezi atâta suferință în viața unui copil, repet, adolescent sau adult, care a ascuns și când vezi că subconștientul strigă, am nevoie de ajutor, îi spui. Și de multe ori persoana nu reușește să iasă din acel cerc vicios, din stările lui, pentru că nu este ajutat sau ajutat de familie. Și atunci începe o nouă dramă pentru el sau pentru ea. Recomandarea mea este, mai ales pentru părinți, observați-vă copiii. Chiar dacă copilul pare bine, bucuros, se joacă, copilul are secretele lui în spate. Copilul urmărește tot ce se întâmplă în casă. Și la el se vede prin comportament, prin stările lui, totul. Eu nu, când stau și cu nepoții mei sau când stau cu orice copil, nu sunt un depistator, Doamne ferește, de greșeli sau numai de chestii negative. Mă uit și văd frumosul. Și văd că acel frumos e înconjurat de o pată. Și vreau ca acea pată sau acele pete să se șteargă frumos, în timp, cu răbdare, și să iasă binele ăla sub formă așa de floricele. Copilul să înflorească.
Dacă mergem mai acolo în constelații, știm că noi preluăm de la părinți, de la bunici. Și atunci părintele înțelege și mai bine starea copilului. Dar nu de la început să fim duși în toate procesele de vindecare, în toate tehnicile pe care le cunoaștem, tot ce este acum pe piață, pentru că atunci vom fi mai bulversați. Și emoțional nu vom fi bine. Și mental, mintea vrea să facă foarte multe și la un moment dat ne blocăm. Am avut persoane adulte care n-au mai putut învăța, n-au mai putut acumula informații, pentru că acumulau foarte multe informații, nu le puneau în practică și creierul nu mai putea, subconștientul ne-a stop. Nu-ți mai faci bine. Acumulezi, acumulezi, tu dai informația celuilalt, dar nu mai vorbești din propria experiență și nu ești tu bine sau nu te vindeci. Și atunci e foarte important ca noi, persoanele care lucrăm cu sufletele și cu mințile oamenilor, ființelor dragi nouă sau ființelor de pe acest pământ, să fim autentice. Să spunem adevărul, chiar dacă adevărul câteodată nu e confortabil, dar acel adevăr ne ajută să ne punem pe drumul nostru, să fim bine. Și doresc fiecărei persoane care mă ascultă să găsească omul potrivit, care să-l ajute să fie mai bine, care să-i ajute copilul să fie mai bine. Nu fac această înregistrare pentru a atrage un număr de mare de persoane. Nu lucrez în grupuri, lucrez cu persoanele unul la unul. Ofer din timpul meu persoanelor și vreau ca persoanele să fie bine. De asta nu-mi permit să lucrez cu multe persoane. Și nu vreau, pentru că nu vreau să, în ghilimele, să distrug vieți sau să dau speranțe false oamenilor sau să spun, eu pot să fac minuni. Aici nu e vorba de minune. Aici rugămintea mea este ca să ne observăm și să ne ajutăm reciproc în momentele în care nu suntem bine. Să nu ne fie rușine că noi avem anumite probleme, că noi ne simțim într-un anumit fel sau cei dragi nouă. Să avem curajul să fim noi. Într-o societate în care nu ne vrea să fim noi, noi să ne străduim să fim autentici și din ce în ce mai autentici, să ne dăm frâu liber gândirii, dar cu moralitate, să nu jignim, spun ce gândesc cu calm, să-l ajut pe cel de lângă mine, iar atunci când cineva îmi spune ceva despre o persoană dragă mie, să nu luăm ca pe ceva rău. Eu dacă spun cuiva ceva, copilul are nevoie de ajutor, sau uite, copilul nu e bine în partea asta, eu nu critic părintele. Aici nu e vorba de a ne critica, repet, aici e vorba de a ne ajuta reciproc, de a fi bine. Și eu vreau și îmi doresc ca în fiecare școală să fie bine, copiii să fie bine. Acum sunt în Italia și văd mulți copii pot să spun rătăciți, copii de 8 ani, care nu știu ce înseamnă a fi bunic. Sau nu știu care e diferența între părinte și bunici. Am fost un pic și din familii bune. Copii care nu vorbesc absolut nimic despre emoțiile lor. Copii care din familii divorțate, care sunt atașați foarte tare de mamă, sunt foarte emotivi, foarte timizi, mamele foarte categorice, dar copilul are multe frici. Și le-am văzut desenate sau dacă nu le-am văzut în gesturi. Și copilului este rușine să spună, adolescentului la fel. Și nouă de multe ori ne este rușine să spunem multe, repet, pe această rușine, pentru că rușinea, pe de-o parte, a distrus multe vieți. Și haide să ne uităm unul la celălalt cu blândețe, cu înțelegere, să ne acceptăm și acolo, și atunci când avem nevoie, să fim deschiși, să cerem ajutorul. Începeți orice proces de vindecare, de schimbare, în ritmul dumneavoastră, în ritmul copilului, mergeți pe căile potrivite fiecăruia și atunci vom fi cu toții bine. Respectul reciproc, dorința de a ne face bine, de a ne susține în momente plăcute, dar și momente neplăcute, asta ne face umani și asta ne face să fim bine, să trăim și noi într-o societate echilibrată,
într-o lume în care ne pasă cu adevărat de ceilalți, nu doar în anumite momente de sărbătoare sau când se organizează anumite evenimente, suntem prezenți acolo și după suntem absenți. Să ne lăsăm purtați și de intuiția noastră, de valorile noastre interioare, să le exprimăm și să fim bine. Recomand să ne uităm către noi. Asta face testul copacului, pune persoana față în față cu el, în două situații. Față în față cu el, față în față cu societatea. Și atunci vedem cum reacționăm, cine suntem noi și cum ne văd ceilalți. Și asta aflăm din autocunoaștere și părintele află mai multe despre copilul lui prin acest test. Un test simplu, dar care poate face minuni și care pentru mine deja a schimbat multe vieți și multe mentalități. Mulțumesc celor care m-au ascultat. Îmi doresc să fiu clară, îmi doresc să fiu înțeleasă bine. Nu este un mesaj de promovare, este un mesaj de la suflet la suflet, dorind ca cei din jurul meu să fie bine, în special copiii cu care am lucrat foarte mult și am văzut că nu sunt bine. Îmi doresc ca toți copiii să fie bine, îmi doresc ca toți părinții să fie fericiți alături de copiilor și eu, din ceea ce știu, să învăț cât mai multe persoane, fie că sunt într-o școală, fie prin toate activitățile, nu neapărat terapeutice, pe care le fac pentru copii și îmi doresc să trăiesc într-o societate frumoasă și echilibrată. Mulțumesc celor care m-au ascultat!